Valea Cerbului din Bușteni a fost plină la finele săptămânii trecute de petrecăreți. Oamenii veniți din toate colțurile țării au încins grătarele, mai ales că vremea a ținut cu turiștii. Este drept că duminică unii dintre ei au strâns mai repede bagajele ca să se ducă să voteze. De joi noapte am plecat, era traseu mai liber și am ajuns cu bine, puțin înnorată joi, vineri a plouat și sâmbătă și duminică mai frumos. Cum ați petrecut? Uitați-vă, să vedeți destul de bine, grătarul, prietenii. E bună vremea. La grătar, la o bere, am șofer care conduce. Eu am fost șofer o viață și nu mai conduc, acum nu mai vreau. Merge berea pe vremea asta, că s-a mai încălzit afară. Da. La vot? La cum vot e? Mergem după masă acum. Atmosferă plăcută, cum să fie, ca întotdeauna. Eu sunt vechi aici, băștinaș, nu cu alte cuvinte. Vin de 7 ani. Cum petrece ziua asta? Ce faceți cu dumneavoastră? Păi... carne, grătare, băutură mai puțină, că trebuie să ne întoarcem înapoi și totodată și ziua mea de naștere. La mulți ani! Mulțumesc! Și cam atât, în rest... Profitați de... de vremea bună. Cel puțin am prins-o foarte bună asta. Pentru o zi am venit și plecăm mai pe seară. Am venit la un grătar frumos. Vă întreb și pe voi, vă grăbiți să ajungeți la vot? Vreți? Nu. De nu. Ce? Da, ia, nu, oricum nu se schimbă nimic chiar dacă votăm. Foarte bine, ne distrăm cu mici, cu grătar, cu cărniță, cu pastramă, cu de toate. Ca la munte, cu o bericică la rece. Ați băgat acolo în râu să se răce? Avem aici să se filmeze, avem acolo suc cu bere, pentru toate suntem pregătiți. Am mâncat și acum când ni se face sete, o dăm pe băutură. Plecăm liniștiți. Bine, șoferii au fără alcool. Așa. De unde ați venit? Din București. Turistul care vine de departe, cum suntem noi tocmai din Constanța, fiind obișnuiți doar cu ceea ce e pe plajă, adică nisip și mare, nimic altceva, suntem frapați de frumusețile naturii, în special pădurea și mai ales și un râu cârgător. Valea Cerbului devine peste vară orașul rulotelor. Aici, sute de persoane, în special din București, conviețuiesc aproximativ 4 luni, renunță la viața de la bloc și se mută la rulotă.